Hunedoreanul Avram Iancu a câștigat titlul mondial Performance of the Year, acordat de asociația World Open Water Swimming, consemnează cronica Văijiului. Este pentru prima dată în istorie când un astfel de premiu ajunge în România, mai exact în municipiul Petroșani din județul Hunedoara. După 8 ani de notă extrem în apele învolburate ale lumii, am reușit să realizez cea mai mare performanță în domeniu, ducând numele României pe cea mai înaltă treaptă a recunoașterii internaționale. Mă bucur să știu că Revoluția Românească, pe care am pornit-o la notul în ape deschise în 7 august 2014, a determinat și pe alți români să înoate și să dezvolte acest sport, a declarat Avram Iancu pentru Cronica Văijiului. Au fost nominali încă 14 competitori, însă în urma votului Avram Iancu a fost desemnat câștigător. Anul trecut, în septembrie, performerul a notat 26 de kilometri contra curentului în Dunăre, timp de 18 ore și jumătate, performanță pentru care a fost nominalizat la titlul mondial. Este și primul om care a parcurs Dunărea not de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, dar și primul român care a traversat fără costum de protecție canalul Mânecii.